Am putea vorbi foarte mult despre avantajele monarhiei. În momentul ăsta s-ar putea să fie un termen dur, dar pentru România monarhia este o urgență, pentru că doar monarhia poate să asigure stabilitatea politică necesară și premisele pentru dezvoltare economică și stabilitate socială care să poată să asigure mersul înainte al României. Este o situație foarte grea, iar monarhia în toată perioada acesteia, din 1866 până în 1947, chiar și cu perioadele mai delicate, a arătat că pentru România este soluția cea mai bună. Și nu e de mirare. Spațiul acesta este monarhie de la regele Decebal, din primii ani de după Hristos. Normal că se potrivește cel mai bine României.